Cum funcționează democrația reprezentativă? O resursă pentru clasa a șaptea. În zilele noastre, majoritatea țărilor sunt democrații. La fel ca în Grecia antică, un sistem politic democratic are rolul de a-i lăsa pe cetățeni să influențeze modul cum le este condusă țara. Iată cum funcționează cea mai cunoscută formă a sa, democrația reprezentativă. Cetățenii, adică toți oamenii cu drept de vot, votează pentru un reprezentant într-o competiție numită alegeri sau scrutin. Reprezentanții aleși. În cadrul sistemului de guvernare, grupuri de reprezentanți aleși se întrunesc pentru a dezbate idei politice pe care le transformă în propuneri numite proiecte de legi. Un rol important îi revine mass mediei, internet, TV, radio, presă scrisă, etc. Emisiunile de știri prezintă dezbaterile și invită experți să își exprime opinia despre noile politici și proiecte de legi. Multe canale media încearcă să pară neutre, însă de cele mai multe ori nu reușesc să redea conținutul dezbaterilor în mod obiectiv, amestecând faptele cu opiniile personale. Oamenii reacționează în mod diferit la știri, creând ceea ce numim opinie publică. Reprezentanții reacționează adesea la opinia publică și la mass media înainte să voteze pentru a transforma un proiect de lege într-o lege nouă. Dacă ignoră toate părerile sau susțin una nepopulară, ar putea pierde alegerile următoare. Uneori, guvernele decid că o propunere este atât de importantă sau are foarte mulți susținători în tabere opuse, încât cer cetățenilor să voteze pentru aceasta, organizând un referendum. De exemplu, referendum asupra vârstei de votare. Ar trebui să se poată vota de la vârsta de 16 ani? Da sau nu? Știi care a fost ultima problemă supusă referendumului în țara noastră și când s-a organizat? Cel mai cunoscut sistem politic modern de democrație directă este în Elveția, unde se organizează frecvent referendumuri. De ce crezi că se întâmplă asta? O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.